Am văzut contracandidați, ALDE, PMP, PSD, deschizând oarecum niște false discuții. Da? Vedeți ce am făcut? În 2020, cam așa va arăta. 2020 va fi un alt an electoral. Suntem dispuși să mai acceptăm 4 ani cu promisiunea că în 2020 lucrurile vor fi bune pentru huși. Iubesc acest oraș, m-am atașat de el, a venit acum 10 ani, am avut posibilități de a pleca, nu am plecat. A venit momentul să pot face ceva dincolo de medicină pentru acest oraș. Nu e normal să spunem, da, este doctor să stea acolo. Doctorul nu este singur, are echipă de consilieri. De asta o să vreau să vorbească și ei, iar întrebările dumneavoastră să fie efectiv adaptate pentru ce avem noi de făcut, programul nostru de administrație locală pe care l-am prezentat în această perioadă. Vreau să fac ceva pentru acest oraș, pentru că acest oraș merită mai mult decât situația în care se găsește acum. Doctor Tătaru nu este Dumnezeu. Doctor Tătaru este un om cu anumită expertiză, poate cu o coloană mai dreaptă și mai corect decât mulți alții care au făcut administrație în municipiul Huș. Am ales să rămân, n-am ales să rămân ca să mă aplec la anumite presiuni, la anumite grupuri sau să fac jocuri unora. În acest moment, împreună cu echipa mea de consilieri, avem o datorie față de acest oraș și cu siguranță nu vom face. Dacă este lumea care m-a apreciat ca și chirurg și a văzut că n-am dat înapoi, să fie sigur că nu voi da înapoi nici ca primar.